Ne vrăjmași lua tăi taina ta, ne sărătare zi, dacă eu dacă te-l har, mărturisind mă stricție, pomenești mă, Doamne, că vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecat sau spre o sândă să fie mie împărtășirea cu prea curat tale taine, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin. Se împărtășește robul Dumnezeu Ioan, cu cinstitul trup și sânge al Domnului de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iertare, păcat, viață de veci. Amin. Hai, hai, împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria cu cinstitul trup și sânge al Domnului Dumnezeu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iertare păcatului. Anastasia cu cinstitul trup și sânge al Domnului Dumnezeu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iertare păcat viața de veci. Dumnezeu Maria cu cinstitul trup și sânge al Domnului Dumnezeu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iertarea păcatelor este viața de veci. Amin. Mântuiește poporul tău, binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dorește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre, dregului tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus, este pogorându-se la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecii. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru căciunele preacurate mace sale, ale sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunele sfinților, a cărui pomnire o săvârșim astăzi, mucenicul Haralambie, ocrotitorul sfântului, lăcașului acestui, a parohiei acesteia, împreună cu Sfântul Apostol Iacov și cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și cu rugăciunele Sfintelor Muceniței Nata și Valentina, care o pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfintei Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva de la Iași, ale Sfintei Teodora de la Sihla, ale Sfinților Cuvioși Dostoftei Onufri Ioan Iacov Ozevitu, Valam de la Secu, Leontie de la Rădăuț, ale Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Dar în același timp a coincis astăzi și sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Haralambie și aceasta este de importanță pentru Biserica din Trifești, pentru că Sfântul Mucenic Haralambie este unul dintre ocrotitorii Sfântului Lăcașului acestuia. Din cuvintele de la sfârșitul slujbei pe care le-ați auzit, sau noi numim otpus sau sfârșitul slujbei, ați putut înțelege că această biserică are trei ocrotitori. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Mucenic Haralambie și Sfântul Apostol Iacov. E bine, de ce s-a ajuns aici la trei hramuri? Pentru că au fost și alte biserici înaintea acesteia în care ne rugăm noi acum și strămoșii noștri au ales ca ocrotitor pe Sfântul Haralambie și pe Sfântul Apostol Iacov
și care, iată, s-a adăugat ca ocrotitor și la noua biserică. Mulți credincioși, am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie, citindu-se două pericope. Una am citit-o eu, una a citit-o părintele. A fost vorba de Evanghelia Duminicii, aceea care ne-a prezentat lucru minunat, cum s-a tămăduit fiica femeii hananiene. Și această Evanghelie o mai auzim noi și la Sfântul Maslu de multe ori și suntem familiarizați cu ea, dar de aceea eu am să zăbovesc asupra celui de-al doilea aspect, anume asupra vieții Sfântului Haralambie, care a avut și el o Evanghelie între cele două. Ei, de ce este important ca să știm viața Sfântului care patronează sau care ocrotește biserica? Păi întâi și întâi, așa ca la nașterea unui copil, știm că el primește și nume, un nume, dar din punct de vedere duhovnicesc, primește și un înger păzitor. Așa și o biserică, aceasta care s-a înălțat pe locul acesta, la zidirea ei a primit ocrotitor pe acești trei sfinți despre care v-am vorbit și voi zăbovi asupra Sfântului Haralambii pe care astăzi îl prăzduim. Sfântul Haralambie are o particularitate anume că este cel mai în vârstă mucenic pe care l-a avut biserica. Dacă el s-a nevoit și a pătimit la vârsta de 113 ani, acesta nu este un lucru comun, un lucru prea des obișnuit. Vedeți, dumneavoastră, și în rândul nostru, al creștinilor, în viață, când auzim de o persoană cu atins 100 de ani, 102 ani și mai departe, sigur că mergem și să-i mai ascultăm vorbele, înțelepciunea, experiența vieții, sfaturile și așa mai departe. Iată, Sfântul acesta, Haralambie, din experiența lui ne poate împărtăși multe, dar în același timp și din felul cum și-a sfârșit viața, despre care vom auzi mai departe. Și dacă el este cel mai în vârstă dintre mucenicii bisericii, am putea să întrebăm, dar care este cel mai tânăr dintre mucenicii bisericii? Aș spune și aș răspunde la această întrebare gândindu-mă la pruncii cei nevinovați din Betleem, care din cauza Mântuitorului Iisus au murit, au suferit sabia lui Irod, dar ei în mod inconștient. Însă în viețile sfinților se pomenește de un copilaș cam de vreo 5 anișori și îl chema Chiriac sau Chiric, fiul Iulitei, care a ajuns în rândul sfinților și mama lui ca mucenică și el. În ce împrejurări a murit acest Chiriac, copilașul acesta? Mama lui s-a descoperit că era creștină, a mărturisit pe Hristos în fața păgânului care o judeca și întrucât nu voia să jertfească idolilor, atunci a suferit, mă rog, rigorile pedepsei, cum aplicau păgânii. Și judecătorul era undeva pe un scaun mai înalt, în piață, acolo, în priveliște, și în fața lui au trântit-o cu fața la pământ și au început să o bată. Iar fiul ei, Chiric, asista la aceste momente
de groază. După cum vedeți la televizor, când e vorba de ceva mai emoționant, ne atrage atenția, aveți grijă că urmează ceva care vă emoționează. Ei, văzând că o bate pe mama lui, acest copilaș, în mod instinctiv, s-a repezit la acel judecător, a urcat pe trepte și a început să bată cu pumnuții lui, în piciorul lui și în hainele lui. Și a întrebat judecătorul, dar ăsta ce e? Păi fiul acesta pe care o pedepsim. Și atunci cu piciorul îi face așa un vânt, copilul cade peste treptele respective, se lovește cu capul de ceva dur, o piatră, și în clipa aceea copilul nu mai a avut conștiință. Așa s-a bucurat mama văzând că și fiul ei suferă pentru Hristos și îl putem socoti pe acest chiriac, copilaș de vreo 5 anișori, printre cei mai tineri mucenici ai bisericii noastre creștine. Dar să revenim la Sfântul de astăzi, la Sfântul Haralambie. Și aflăm că el păstorea în cetatea Magnezia încă de pe vremea împăratului Severian. Asta înseamnă prin secolul III. Și era foarte mult stimat și iubit de creștinii de atunci, dar rețineți, era în perioada când credința creștină era interzisă. Și sigur că creștinii se adunau mai pe ascuns, țineau legătura între ei tot așa în mod tainic, ca să nu știe mai mari vremii unde se adună ei, care sunt creștini și așa mai departe. Dar totuși s-a ajuns la situația ca păstorul Magnezii, Haralambii, să fie identificat că este creștin. Și ighemonul sau mai marele cetății Magnezii, Lucian îl chema, atunci a solicitat ca acest conducător al creștinilor din cetate să fie adus la judecată. Și s-a organizat această judecată, tot așa cum spuneam, în piețe, în priveliștea oamenilor. Și a încercat Lucian Ighemonu să-l convertească pe bătrânul Haralambie. Întâi l-a luat cu cuvinte așa mai blânde. Nu te gândești, bătrâne, că iată, a ajuns la dânși bătrânețe și sunt scruți bătrânețele tale. De ce mergi pe altă cale și nu jertfești idolilor? L-a pus să jertfească idolilor. Și el a răspuns, de o viață întreagă mă închin adevăratului Dumnezeu Iisus Hristos. Apoi cum crezi tu, Ighemoane, că aș putea eu la anii bătrâneții mele, spre rușinea mea, să mă lapă de Hristos? Ei zice, atunci dacă nu te convingem așa, atunci ai să înduri tu câteva cazne. Și, mă rog, au urmat caznele. L-au dezbrăcat, l-au bătut, l-au așezat cu fața la pământ, l-au călcat în picioare, în fața lumii.